este Ciprian Voicea și sunt sociolog la Muzeul Traianul Roman. M-am gândit ca pentru început să vă spun câteva lucruri despre valorile Sfinților Închisorii. Principalul motiv pentru care am decis să fac asta în fața dumneavoastră este că la ora actuală, în mass media, în sfera publică, nimeni nu mai discută despre valori. Acesta ar fi principalul motiv. Un al doilea motiv ar fi că eu cred că e foarte bine că avem evlavii la Sfinții Închisorilor, dar mai cred că ei și-ar fi dorit să ne transmită valorile lor. Am căutat în bibliografia mea personală o definiție a valorii. Și am găsit cea mai simplă definiție pe care am găsit-o a fost dată de filozoful culturii și logicianul Anton Dumitriu, membru al grupului Rucu Aprins, un grup de intelectuali, de monahi, de fețe bisericești și de mireni, care s-a remarcat din anii 50 prin două lucruri. În primul rând, prin retrezirea interesului față de specificul nostru național, iar în al doilea rând, prin spiritualitatea vădită anticomunistă. Anton Dumitriu, alături de părintele Sofian Oghiu, alături de părintele Adrian Păgețeanu, alături de Daniel Sandu Tudor, care a fost propriu-zis inițiatorul grupului Rugo Aprins, făceau la Mănăstirea Antim niște întâlniri săptămânale în care discutau despre patrimoniul spiritualității române și practicau rugăciunea lui Iisus sau rugăciunea inimii sau a minții, cum mai este numit. Repet, Anton Dumitriu a făcut parte din grupul Rugului Aprins, fapt pentru care a făcut și Andrei de Pușcărie. Într-o carte din 1943, intitulată Orient și Occident, Anton Dumitriu dă următoarea definiție a valorii. Valoarea este un centru care organizează activități, sentimente și idei. Sfinții Închisorilor sau mărturisitorii din temnițele comuniste au avut două valori centrale sau cardinale. Prima, dragostea pentru Hristos și a doua, iubirea pentru neamul românesc. Dacă despre prima valoare consider că este mult mai oportun, mult mai adecvat să vorbească prietenul meu Daniel Vasile, care este teolog, eu o să îndrăznesc să vă punctez câteva idei despre a doua valoare, despre cum au înțeles ei să iubească neamul nostru românesc. Noi trăim niște vremuri în care diverse institute care și-au făcut din dezonorarea Sfinților Închisorilor o carte de vizită, simplifică foarte mult lucrurile. Deci, de ce? Pentru că asta îi ajută să îi manipuleze pe oameni. Ei consideră că naționalismul este egal cu fascismul sau mai grav, că ar fi egal cu nazismul. Este complet fals. De la Mihai Eminescu, trecând prin întreaga tradiție interbelică, adică prin Vasile Părcoan, prin Nicolae Iorga, prin profesorul de metafizică și de logică Nae Ionescu, prin ucenicii săi, adică prin Emil Cioran, prin Constantin Noica, prin Mircea Vulcănescu, filozoful mucenic de la Aiud, trecând prin Lucian Blaga, trecând prin Constantin Noica, toți înțeleseseră că naționalismul este, unu, o stare de spirit, doi, este o activitate spirituală prin care fiecare român creează valori.
fiecare intelectual român, din propria lui limită sau limitare, mai bine zis, din etnicitatea sa de român, propune lumii întregi valori care sunt în același timp autohtone, dar în același timp sunt și universale. Dostoievski, de pildă, este foarte rus în ceea ce scrie, dar în același timp este un geniu universal, tocmai pentru că fiecare om care îl citește se regăsește în problematica dostoievskiană. Prin urmare, naționalismul nu este etnicism, naționalismul nu este o formă prin care românul se consideră mai breaz decât alte națiuni. Naționalismul înseamnă să-ți cunoști spiritualitatea românească, să te revendici de la ea și să o transmiți mai departe strămoșilor. Este absolut esențial. Cuvântul tradiție vine din latină, care exact asta înseamnă. Tradiție înseamnă a transmite, a da mai departe. Noi trăim niște vremuri în care nu doar aceste două valori sunt compromise. Trăim într-o lume a non-valorii, trăim într-o lume a pseudo-modelelor și, cum v-am spus, într-o cultură care are ca singur referent manipulare. Prin urmare, eu consider că prin efortul comun de a scoate din uitare modelele mărturisitorilor care au trecut prin închisorile comuniste, cum este aici domnul Octavian Anastasescu, un mărturisitor atipic pentru mine, constituie principala noastră datorie față de ei, față de strămoșii noștri și față de trecutul nostru. Ar fi suficient să facem o legătură, așa prin contrapunct, cu realitatea zilelor noastre. Și ar trebui să ne întrebăm, cum credem noi că ar fi reacționat mărturisitorii, sfinții închisorilor, dacă s-ar fi pus problema regionalizării României? Dar dacă s-ar fi pus problema ca pe tot teritoriul României să existe între 20.000 și 40.000 de sonde prin care se va face celebra exploatarea gazelor de șist. Cum ar reacționa sfinții închisorilor după ce raportul Lunacek a fost votat în Parlamentul European cu 360 ceva de voturi. Și în urma acestui raport, statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să creeze așa zise programe educative prin care copiii noștri, mai ales copiii de școală primară, vor fi obișnuiți, încă de mici, vor fi obișnuiți că a fi heterosexual sau a fi homosexual este doar o problemă de alegere. Cum ar fi reacționat mărturisitorul din temnițele comuniste în fața acestor probleme punctuale? La sfârșitul expunerii mele, aș vrea să spun două cuvinte despre domnul Octavian Anastasescu. Mie mi se pare că domnul Octavian Anastasescu este un erou anticomunist atipic. Atipic pentru că eu îl consider un erou discret. Un om care și-a propus ca întreaga sa viață să se desfășoare în semi-anonimat, să nu iasă în evidență niciun fel, un erou smerit așadar, dar care a fost scos la lumină de Sfântul Închisorilor Valeriu Gafencu. Noi l-am cunoscut anul trecut tot la Ploiești, la sfârșitul unei conferințe despre mărturisitorii din temnițele comuniste și la sfârșit s-a apropiat de mine și mi-a spus, știi, eu am stat lângă Valeriu Gafencu, l-am cunoscut. Mi s-a părut extraordinar. Tocmai pentru că era la sfârșit, când aveam sentimentul că, bun, am spus și am avut de spus, s-a creat acel dialog cu publicul și iată că, datorită lui Valeriu Gafencu, avem ocazia unică de a participa, prin intermediul lecturii,
la o viață minunată, așa cum a fost viața domnului Octavian Anastasescu. Vă mulțumesc frumos!